Mulțumim, Cătălin Pătrașcu. E bine, un singur vorbitor mai avem un program, înainte să intre o pauză de prânz. Următorul moment este dedicat celor care nu mai cred în servere. Botacademia, Certified Ethical Hacker and Penetration Testing Consultant la Atos, vă va povesti despre Security Serverless Applications. Salut! Văd că tot se vorbește despre pauza de prânz foarte mult. S-au pomenit-o, așa că o să încerc să mă limitez în slotul pe care îl aveam. Astăzi o să vorbim un pic despre securitate în aplicațiile serverless. O să încep, hai să vă zic un pic despre mine. A fost o prezentare destul de frumoasă. Am un master în Cyber Security, Certified Ethical Hacker și lucrez ca Penetration Tester în cadrul Atos România. Cam astea ar fi competențele mele, să zicem că sunt un pic pe partea aia roșie de ofensiv. Dacă sunt întrebări în direcția asta, după aceea, cu mare drag, o să vă răspund. Despre ce aveam în gând pentru ziua de astăzi, să ne uităm un pic la partea de serverless, să vedem ce înseamnă. Partea de securitate, desigur, și pentru ce mi-am pus laptopul meu, vreau să vă arăt un pic și în cloud cum arată o aplicație din asta serverless și cam care ar fi câteva vulnerabilități, așa, cu titlul de prezentare. Ușor de exploatat, pentru că aplicația este vulnerabilă. Partea asta de serverless. Cam câți dintre voi știu deja ce înseamnă serverless? Au auzit de ea, au interacționat cu serverless? Ok. Da, sunt ceva persoane, ceea ce e bine. Dacă o să greșesc flagrant, vă rog frumos să mă corectați. Nu sunt developer, deci pe partea aceea de cum se fac toate lucrurile astea în cloud, aș putea mai puțin să vă spun. Pe partea de cum să le exploatăm ca să facem chestii nasoale acolo, cred că pot să intervin un pic mai mult. Bun, deci toate lucrurile au început. Să vă explic cam ce înseamnă toată evoluția asta de la stânga la dreapta. Nu o luați ca pe ceva că nu mai există servere fizice și totul s-a mutat în cloud. Nu e nici vorba de așa ceva. Ce vreau eu să arăt aici e legat mai mult de abstractizare. Dacă la momentul inițial, când existau servere fizice și totul se întâmpla on-site, totul era acolo, puteam să relaționăm mult mai bine cu absolut cu infrastructura, cu serverul, cu sistemul de operare, cu patch-urile, cu aplicațiile pe care le punem pe firewall, IDS, IPS și toate celelalte nebunii care se pot implementa atât pe partea de defense cât și de development. Odată ce ne-am mutat în cloud și au venit toți furnizorii ăștia care oferă soluții foarte frumoase, prima dată s-au folosit de partea asta de infrastructure as a service. Nu mai trebuia tu să faci management sau să achiziționezi infrastructura, ți-o puneau ei la dispoziție. Dar oricum tu trebuia să te ocupi de sistemul de operare și de toate celelalte nebunii, da, ca să fie totul în regulă. Apoi s-a mers la un nivel de abstractizare mai departe și furnizează doar platforma as a service, unde poți să faci development, nu te mai interesează neapărat ce ai de desubt. Apoi a fost partea de software as a service și acum, în ultimii ani, se vorbește foarte mult de function as a service. Da, e nivelul ultim de abstractizare, unde, efectiv, tu, ca developer, nu mai ai controlul și nici nu mai ai nevoie să mai ai controlul la absolut nimic din partea de infrastructură.
Da, deci tot ce ține de provizionare de servere, de clusteruri, de containere, de sisteme de operare, de patch-uri, de absolut orice vă gândiți pe partea asta, se ocupă furnizorul de cloud. El face toate nebunile astea, tu vii cu bucățica ta de cod, o urci în cloud și funcționează ca prin magie. Ce e și mai fain e că nici nu trebuie să plătești dacă funcția ta nu este folosită. Da, deci dacă ai o funcție în cloud și nu o folosești, nu plătești. E pay as you go, nu provizionezi niciun fel de resurse din partea furnizorului de cloud. O altă chestie faină, legată de partea de server. Se vede? O altă chestie foarte faină legată de, de partea de serverless e că ele sunt trigger-uite și rulează doar la anumite evenimente. Da? Ele sunt în așa fel programate, construite, încât doar anumite evenimente o să le aducă la viață. Acum hai să vedem și un exemplu destul de clar. Acum ziceau 3-4 oameni la început că au auzit de serverless și că folosesc sau interacționează cu serverless. Cred că suntem majoritatea de aici care folosim serverless fără chiar să ne dăm seama. Netflix-ul face asta foarte... foarte bine și... Ok, da. Ziceam că Netflix-ul face asta foarte bine pentru toți utilizatorii săi, având în vedere că ei pot să ruleze filmele și toată librăria lor de media pe oricare din device-urile acelea, cred că lipsește un laptop și un desktop acolo, dar mai puțin relevant. Și pot să facă asta fără ca utilizatorul să-și dea seama. Da? Practic sunt undeva la 50 de formate în care toate filmele și toate imaginele sunt stocate în cloud. Ei folosesc pentru asta cel de la Amazon și funcția în spate se cheamă Lambda Function. Dar o să vedem imediat care mai sunt ceilalți furnizori de nume din domeniul ăsta și cum se cheamă la ei acest serviciu. Vă ziceam că ei fac asta transformând fișierele video în 50 de formate în alte formate de care are nevoie utilizatorul. Da? Deci tu dacă te uiți de pe telefon, dacă te uiți de pe consolă, dacă te uiți de pe oricare alt device, tu o să poți accesa acel content fără să-ți dai seama că el, nu știu, a fost transformat poate în momentul ăla dintr-un format pe care device-ul tău nu îl înțelege, anul pe care poate să-l vedea. Da? Deci totul se întâmplă în spate, fără ca utilizatorul să-și dea seama de asta. Da, și cum se poate face toată lucrurile asta? Pentru că furnizorul de cloud îți asigură o scalabilitate teoretic indefinită. Da? Deci îți poate pune la dispoziție toate resursele pe care el le are disponibile și să facă să-ți pună ție la dispoziție toate astea pentru funcția pe care vrei tu să o rulezi. Conceptul ăsta teoretic nu este nou, a pornit undeva în 2006 sau cel puțin funcționalitatea din spate, dar nu a reușit să fie vandabil, comercial, decât prin 2016-2014, când cei de la Amazon au lansat Lambda Function ca serviciu pentru toată lumea. Din punctul ăsta de vedere, vă ziceam că el astea, funcțiile serverless pot scala indefinit, pentru că providerul de cloud are la dispoziție o infrastructură imensă pe care nu o folosește și e cumva un win-win situation între consumator și provider.
faptul că ele nu rulează, nu consumă resurse dacă nu sunt folosite și pentru că elimină toată nebunia asta cu infrastructura și managementul din spate, din punctul ăsta de vedere am putea să zicem la revedere serverul de tip tradițional. Și să îmbrățișăm cât se poate partea asta de serverless. V-am povestit de cei de Amazon cu Lambda Function, este prima de acolo. Cei de la Microsoft au și ei funcția lor serverless, se cheamă Microsoft Functions. Cei de la Google au și ei funcțiile lor. Ce mai este acolo este Kubeless, e o implementare de la Kubernetes. Și ultimul de acolo este Apache OpenMist. Sunt mult mai multe, astea sunt doar câteva exemple, zicem cele mai relevante sau mai bine marketate în momentul de față. Exemplul nostru să fie pe AWS, pe Lambda Function, ce o să vedem un pic mai încolo. Acum cred că înțelegeți marea majoritate cam ce înseamnă funcție serverless, cum este ea aplicată în realitate. Să vedem și partea de securitate. Se pornește de la o falsă premisă care creează un fals simț de securitate, având în vedere că nu se mai face management la nicio infrastructură, la niciun sistem de operare, mai este patching. Dar pornește de la premisa că totul ar fi mai sigur. Aplicația tot timpul o să ruleze peste HTTPS, e secure, e semnat, e certificat în spate, iarăși totul e în regulă, plus că ai providerul de cloud în spate care se asigură că, din punct de vedere al securității, totul o să fie în regulă. Tehnic, totul e adevărat, doar că știm și noi bine, cloud nu înseamnă securitatea perfectă, da? Sunt o mulțime de alte aplicații care rulează în cloud și nu sunt sigure. Mai mult decât atât, ceea ce încarci tu în cloud, da? Funcția aceea este codul tău, care nu are nicio legătură cu providerul de cloud. El nu are cum să-ți asigure siguranță pe ceva ce tu scrii. Da, dacă tu încarci funcții care sunt vulnerabile, care fac mai mult decât ar trebui sau dau acces la informații care n-ar trebui să dea acces, atunci cloud-ul și toate lucrurile bune din spate sunt anulate foarte ușor. La contrar opiniei publice, ai crede că dacă elimini anumite lucruri, suprafața de atac ar fi mai mică, dar nu e neapărat așa. Zic eu acolo că suprafața de atac este crescută sau este mărită. Acest lucru se întâmplă în principal pentru că totul se derulează în cloud și mai sunt multe alte evenimente în cloud care sunt ingerate, conectate de funcția aceea, pe care tu nu le poți controla. Rămâne la latitudinea providerului să securizeze partea aceea, dar atât timp cât nu este în controlul tău, nu este neapărat sigur. Tool-urile care te ajută de obicei să scanezi aplicații nu mai sunt eficiente. Marea majoritate a tool-urilor nu sunt gândite pentru aplicații serverless, nu au fost gândite pentru că nici nu exista conceptul acesta. La momentul ăsta știu că se dezvoltă, dar încă n-au ajuns la maturitatea aceea în care să poată scana o funcție și să zică da, băi, uite, astea sunt vulnerabilitățile pe care le-am găsit. Iarăși, soluțiile tradiționale nu mai funcționează. Vă ziceam că nu mai ai control la absolut nimic ce este de desubt, da, infrastructura. Asta înseamnă că nu mai poți să pui IPS, IDS, firewall, toate astea pică din discuție, pentru că nici nu știi unde sunt serverele alea și chiar dacă ai ști, niciodată nu o să ai acces la ele.
nu ai acces la sistemul de operare, iarăși nu poți să intervii niciun fel, nu poți să instalezi tool-uri care sunt software. Da, deci nici tool-uri fizice, firewall-uri fizice, nici tool-uri software, nu o să, nu o să te poată ajuta în direcția asta. Capacități unice sunt necesare pentru că o să fie destul de multă comunicație pe baza API-urilor din cloud. Poate să fie alte protocoale de comunicație, spre exemplu IoT, dar multe alte lucruri care, spre exemplu, un web application firewall, unul clasic, o să treacă absolut nestingherite, pentru că, unul, nu le înțelege, doi, cum a fost construit pentru așa ceva. Și dependințele externe, librăriile, care sunt împachetate de obicei în cod, contează mai mult. De ce contează mai mult? Neavând acces la sistemul de operare, nu mai poți instala librăriile sau toate dependențele de care ai nevoie local. Trebuie să le împachetezi cu funcția ta. Dar chiar dacă funcția face ceva foarte simplu, spre exemplu, ca să faci procesare de imagine, tu trebuie să împachetezi toată librăria pe care te folosești cu funcția ta. Dacă acea librărie are vulnerabilități, inevitabil le aduci și tu în funcția ta. Da, deci trebuie avut foarte, foarte mare grijă la ce librării sunt împachetate cu funcțiile, pentru că o să meargă mână în mână. Ne place top 10, cei de la OWASP îl construiesc și e actualizat tot timpul. Marea majoritate a partelor pe care le facem, a testelor pe care le facem, se bazează pe OWASP 10. Așa că vreau să vă arăt o comparație între OWASP 10 pe web și pe serverless. Și vă las pe voi să vedeți care e diferența. Deci, destul de ușor de văzut. Ați văzut-o? Exact, nu e nicio diferență. Unul este ca și cealaltă dreaptă. Cum? E un spațiu mai mult, exact. Da, ambele sunt făcute de OWASP, dacă nu mă credeți, puteți să le căutați. N-am pus link-urile aici. Dar nu există nicio diferență, pentru că la urma urmei e tot o aplicație web și suprafața de atac cea mai mare rămâne aplicația și nu infrastructura din spate. Da, chiar dacă foarte multe atacuri care au fost date, ca exemplu, și topurile dinainte, WannaCry, Ransomware și alte nebunii, BlueKeep-ul, care astea sunt pre-infrastructură, când vine vorba de aplicații web, aplicația în sine și codul sunt cele mai mari vulnerabilități. Nu o să insist foarte mult cu asta, cred că marea majoritate sunt înțeles. Haideți să vedem ce aduce totuși în plus partea asta de serverless, că dacă n-ar aduce nimic în plus, nu ne-am folosit eu. Am tot menționat, cel puțin partea de security, scăpăm de vulnerabilitățile de sistem de operare, dar deci asta n-o să mai existe. Denial of service, cu toate că aici e, să zicem așa, o sabie cu două tăișuri, vă spuneam eu la început că furnizorul de cloud vă asigură scalabilitate indefinită. Adică, teoretic, dacă ai multe request-uri, o să-ți pună mai multe resurse la dispoziție și tot așa, până o să le îndeplinească pe toate. În același timp, tu plătești pe numărul de request-uri pe care le primești. Deci, un denial of service eficient în cazul ăsta, denial of resources. Dacă tu la sfârșitul lunii, dacă o să trebuiască să plătești o sumă enormă de bani, sigur nu o să-ți mai, convină. Și, spre exemplu, și în testele pe care le facem, da? Dacă tu iei, nu știu ce tool, ce ala trimite un milion de request-uri, o să-ți zică clientul,
stai un pic așa, că eu gândesc mai mult pe questul ăla decât pe testul vostru și nu prea se leagă lucrurile. Deci asta cu denial of service tehnic se poate, e adevărat, practic e dificil. Și plus că aceste funcții se pot apela recursiv între ele. Da? Și, se pot stabili anumite limite, dar dacă o funcție se poate apela de mai multe ori pe ea însăși, la un moment dat, unii dintre utilizatori pot să vadă ceva discrepanță și să nu mai primească răspunsul la care se așteaptă. Și mai scăpăm și de serverele compromise, pentru că tot ce rulează serverless e într-o stare efemeră. Ele, v-am zis, sunt trigărite de niște evenimente. Dacă nu se întâmplă nimic, serverul din spate nu funcționează. El vine la viață în momentul în care e un request din asta. Și chiar dacă se găsește o vulnerabilitate și este compromis o aplicație din asta serverless, e foarte greu de exploatat, pentru că în momentul în care s-a încheiat funcția, și infrastructura din spate se duce în jos, da? Deci chiar dacă sunt vectori de atac, ei trebuie să fie mult mai deși. Asta înseamnă că e mult mai multă gălăgie pe rețea, mult mai multe loguri, mult mai multe semne de alert. Niște best practices, cam cum ar trebui să vă gândiți la treaba asta pe viitor. Sunt niște chestii de bun simț, nimic așa afară din lumea asta. În primul rând, secure coding. Pentru cei care sunt developeri, sper că știți ce înseamnă asta, dacă nu ar fi bine să aflați cât de curând. Patch dependencies, asta se referă în principal la librăriile, cele care sunt împachetate odată cu funcția. Vă ziceam că dacă ai nevoie de ceva, trebuie neapărat să o pui cu funcția pentru că nu ai acces la sistemul de operare. List privilege. Multe din funcțiile astea fac chestii foarte simple, foarte clare și nu au nevoie să dea acces la alte lucruri la care n-ar trebui să ai. De exemplu, dacă nu ai nevoie să accesezi baza de date sau să comunici cu alte servere externe, nu ai niciun motiv să-i dai privilegiile astea funcției. Dar de obicei, cam astea sunt vectorii de atac principal pe care îi caută cei care atacă. Da, dacă în momentul în care ai găsit o vulnerabilitate, să poți comunica cu alte locații, să extragi informații din baza de date, cam după asta să uităm. Sanitizarea input-ului, asta trebuie să știe toată lumea, orice vine de la user nu poate fi, nu e sigur, da? Nu poți să ai încredere în orice ți-ar trimite user. Securizarea datelor, cele pe care le folosești, baza de date în spate, cheile, mai ales cele din cloud, că dacă le expui, pot să și ceilalți să le folosească. Sharing is caring, dar întotdeauna. Și monitorizare și logging. Cam astea ar fi lucrurile de bun simț pe care ar trebui să le urmeze toată lumea care vrea să folosească partea asta de server. Vă ziceam de demo. Am ales ca exemplu serverless Goat, cred că toată lumea e familiară cu WebGoat, e un proiect acela de la OASP, ăsta este la fel. Și puteți și voi să le încercați foarte simplu, puteți să vă faceți cont de Amazon de trial și găsiți serverless Goat deja acolo în cloud ca să-i faceți deploy, pentru că sunt două click-uri. Foarte, foarte ușor. Haideți să vă arăt exact cam care ar fi unele dintre vulnerabilitățile de acolo.
Le-am pus într-un fișier de Word ca să fie mai simplu. Întâi să vă arăt aplicația. Deci asta e aplicația Serverless, e în AWS, în momentul ăsta e live. Sper că am și aici, ok? Și face un lucru foarte simplu. Iau un link la un document și îl convertește în text. Da? Cam pe asta se bazează toată lumea asta cu serverless, chestii foarte simple. Acum, haideți să vedem cum putem exploata. Mai vreau o singură una. Ok, sper că se vede bine. Deci cam asta e request-ul simplu, da, în care îi dăm link-ul și el ne întoarce textul. Eu nu cunoaștem ele de să vă arăt și request-ul. Bun, în momentul în care le furnizăm toți parametrii pe care îi așteaptă, el o să ne întoarcă o eroare. Avem 500 de error. Și vedem că e destul de verbox. În primul rând, putem să ne uităm la toate header-urile astea de aici. Asta, spre exemplu, poate să vă ajute să vă dați seama dacă e funcție serverul în spate sau dacă e altceva. Și apoi ne zice că nu poate citi ceva și ne dă full path-ul către fișierele în cauză. Da, știm exact unde să găsim fișierele astea dacă o să putem rula pe serverul ăsta. Astea sunt request-urile. URL encoded, însă. I've sent environment variables. De obicei, trebuie să după password, key, am astăzi să după internet, AWS secret access key, de obicei, e bine de acolo, dacă sunt mai multe ăsta. Astea pot fi folosite mai apoi ca să ruleze în contextul în care rulează și funcția asta. Deci pot fi folosite pe avatatori. Efectiv, le puneți la dispoziție resursele care îți puneți. Vedeam mai devreme că putem, adică am văzut ca primul index la JavaScript. Aici, pur și simplu, i-am dat cat. Pentru că avem command injection. Și, efectiv, putem să vedem codul sus a funcției. Putem să ne dăm seama și de ce nu era. Vă mai ziceam la accesul la baza de date, cum se poate face exfiltrarea asta e din DynamoDB. Și la partea de dependințe, asta folosește node.uid.43. Dacă o să căutați pe net, o să vedeți că e rapidă libreria aceasta. Cam astea
au fost așa câteva exemple super simpliste. Gândiți-vă că asta e o aplicație într-adevăr vulnerabilă ca să vă faceți voi idee de ce se poate întâmpla, cum să nu faceți lucrurile. În multe scenarii de producție nu o să găsiți nimic care să aibă legătură cu așa ceva. Dar e un exercițiu bun, deci dacă vreți puteți să vă faceți deploy singuri aplicația asta serverless și să vă jucați cu ea, să vedeți dacă mai găsiți și alte nebunii și cum puteți să profitați de ele. Cam asta a fost din partea mea. Dacă aveți întrebări, stau la dispoziție, dacă nu, dacă și vă gândiți cu toții la mâncare, putem întâlni pe acolo. Bun, mersi frumos și...